Suntem în fața unui apartament pe care am fost mandatat să-l refacem sub egida revistei Casotica. E vorba de o clădire, parter și două etaje, construită undeva până la 1903-1905 de către Alexandru Dabila. Haide, nu! Apartamentul a fost foarte prost reabilitat undeva prin anii 2000. Aici era o bucătărie făcută foarte prost, va deveni dormitor. Am dat jos stocul de ușile din lemn foarte vechi și putrezit, mirosea urât, greu de refăcut, imposibil de refăcut, deci de recondiționat. Holul rămâne hol. Camera mare din apartament va deveni bucătărie și living. Vom păstra boiandrucii pe care îi vom șlefui să arate, să arate cu adevărat lemn. Aici avem puțină, nu neapărat cu ce gai, dar 102 grame de casă, așa a spus cuvântul. Baia va rămâne baie. Sigur, va arăta cu totul altfel. O baie mică, dar n-ai cadă. Toaletă. Lavoar. Vom avea o cameră mică. Cameră cu geam, care geamul dă în luminoar, în camera interioară, în ochiul de lumină din mijlocul blocului, că așa se făceau blocurile atunci. Pe scurt, anul în faza asta am dat găurile pentru noua instalație de lumină. Sigur, faptul că bucătăria pleacă dintr-o parte să duce în alta înseamnă că avem circuite noi, înseamnă că avem gaze în altă parte, înseamnă că avem apă care vine și pleacă. Totul e gândit. Data viitoare sperăm să avansăm un pic.